Pentru anul viitor, guvernul trebuie să găsească bani pentru reabilitarea sistemelor de irigare. Asta a declarat premierul Ion Chicu după întrevederea cu agricultorii din raioanele Ștefan Vodă și Căușeni, puternic afectate de secetă. Între timp, unii fermieri au început să are lanurile cu porumb și floarea soarelui, fără să mai strângă roada, deoarece este extrem de mică. Ei spun că recoltarea cerealelor i-ar costa mai scump decât recolta în sine, așa că preferă să întoarcă brazda. Asta se întâmplă și în raionul Telenești, unde a efectuat o vizită și șeful statului. Premierul Ion Chicu a avut o discuție aprinsă cu producătorii agricoli din Ștefan Vodă. Cea mai mare parte dintre ei a fost organizatorii protestelor, blocând trasee de importanță internațională. Fiecare are dreptul să protesteze, nu are nimeni dreptul să blocheze traseele. Deci acest lucru nu aduce nicio soluție, acest lucru discriminează alți cetățeni, inclusiv contribuabilii care plătesc impozite pentru a ajuta acești agricultori. Șeful cabinetului de ministri le-a spus fermierilor că statul le poate veni în ajutor în măsura posibilităților bugetare, astfel fiecare hectar semănat cu grâu care a fost ars de secetă va fi compensat cu 1080 de lei. I-am îndemnat pe toți agricultorii să aplice cât mai rapid la Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură pentru a primi cele peste 1000 de lei la fiecare hectar pentru grupa întâi. De asemenea, i-am rugat să fie foarte cooperanți la evaluarea pierderilor pentru grupa a doua, pentru că după ce vom avea rezultatele acestei evaluări, statul va veni din nou cu suport. Mai mult, premierul a menționat că pentru anul viitor, guvernul urmează să identifice resurse pentru investiții în sistemele de irigare, care ar fi o mare salvare în perioadele de secetă aspră. Este evident faptul că statul pentru anul viitor trebuie să identifice sume importante de bani pentru restabilirea sistemului de irigare. Dacă nu restabilim sistemul de irigare în raionul Ștefan Vodă și în Căușeni cel puțin, va trebui în fiecare an să alocăm pentru acoperirea pierderilor 10 de milioane. Între timp, agricultorii din alte raioane au renunțat la lucrările de recoltare a lanurilor cu porumb și floarea soarelui. Fermierii de la Telenești i-au declarat președintelui țării Igor Dodon, aflat într-o vizită în teritoriu, că nu vor să-și facă cheltuieli în plus. Nu ne scoatem nici cheltuielile, chiar să-l faci la silo. E puțină masă. E puțină masă, da. Nu s-a făcut cheltuielile care le toată. S-a discutat și gata, da? Da, s-a-l... Noi deja am pornit, s-a-l... În raionul Telenești, 80% din plantațiile de floarea soarelui a fost compromise în totalitate. Astfel, salvarea agricultorilor din zonă este doar în subvențiile acordate de stat. Sperăm, strigăm la cer și sperăm pe ceva și ceva să... Noi acum cu grupa 1 o să finalizăm cu acestea 200 milioane, care da, să noi, facem evaluare la grupa 2 și o să ajutăm și la grupa 2. Aveți ceva credite luate? Sau? Da, ca da, orice, ca orice. Furnizorii lucrăm, trebuie și acuși achitați. Oamenii spun că fără banii acordați de guvern nu vor putea începe campania agricolă de toamnă. Să ajutăm cel puțin cu semânță, cel puțin cu acum combustibilul care a vorbit cu partea rusă. Dacă o să fie motorină, o să dăm și motorină și cu și semânță. Guvernul a identificat în acest an 300 de milioane de lei pentru susținerea producătorilor agricoli afectați de seceta gravă din acest an. De asemenea, președintele țării Igor Dodon a solicitat din partea Federației Ruse un lot umanitar sub formă de carburanți care vor fi oferiți gratuit fermierilor din țară.